de administrație a DEU. Deci, această societate, o folosim, este însărcinată cu organizarea bazei, tăieți și anumit bani. Deci, și că au apărut anumite diferențe în măsurarea 784,5. S-a lămurit problemele, domnul Han a avut o intervenție astăzi, acum mai în domnul ne-a fost măsurate, abaterile sunt în 0,5 hectare. 0,5 hectare, de 784, acum am... Aproape 0,6%. Aproape, 0,6%. Din 784. Bine, abaterile pot să fie, domnul, dar trebuie să măsură problemele. Da. Da, deci treaba este foarte simplă. Ministerul a început să-și pună patrimoniul la punct, este cele ce rezolvă. Și în Ministerul Apelor Generii Pădurilor, toate ocoalele silnice, atât private cât și de stat, s-a stabilat pe patrimoniile conform normelor legii ale UCPI, adică prin cadastrare. Din noile măsurători care au fost făcute, a reușit o diferență de 0,5 hectare, care, bineînțeles, atât asociația Șoimul, cât și folosirea Valerii, trebuie să se înscrie în patrimoniu, pentru că orice operațiune se face aici încolo, se face un patrimoniu real, cum ar fi mamțelă. Deci, această diferență se face pentru fiecare membru atribut, pentru fiecare o atribut, situația, vreau să provați ce care o avem, situația este cea prezentată. Ortiz, domnul președinte. Mulțumesc. Pentru amendamente, la concepție. Pentru amendamente, înainte să supunem să amătării. Am înțeles că este vorba de diferențe de suprafață, dar aici se cere să votăm un contract de chiar de municipiu și o comisie, dar se cere verificarea suprafeței la nivelul administrativ. Dacă permite să fac amendamentul la acest contract care este astăzi în supus al cuvântului noastră. În primul rând, la articolul 1 se indică care sunt comunitățile care informează din acest contract, să nu se indică suprafețe cu fiecare la fiecare practică. Nu interesant pentru noi, domnul președinte. Dar este interesant că avea la ministru. Și a trebuit să se spune. Administrarea de la municipiu, a venit ca această aprobare
parte a vicinanților și negocierilor să fie făcute de propria de Consiliul Local. Deci, în locul naturării generale a asociației, să fie Consiliul Local la propunerea adunării generale a asociației Șorumafiriș. De asemenea, la articolul 15, ca amendament, Consiliul Local al Municipiului Tuta să aprobe la solicitarea Adunării Generale a membrilor Asociației Șorumafiriș și prețurile minime în structura sortimentală de vânzare de diverse. Deci, ca entitate, dar acolo să fie conducită prin Consiliul Local și nu asociația. De asemenea, în articolul 16, tot așa, Consiliul Local la solicitarea Adunării Generale a Asociației Șorumafiriș să fie cel care va avea inițiativa aprobării fondului consecare și de generală a fondului. Aș dori să fie introdus după 16, pentru că există doar obligații de beneficiarul, nu există un capitol al obligațiilor administratorului. Articolul 16, în următorul conținut, o colusiv va prezenta anual municipiului Tuta, până cel mai târziu la data de 28 februarie, concertul anual de venituri și cheltuieli spre aprobare. Nu există nicăieri, în lege există specificat la codul simplic, articolul 17, la primășel. Obligația codului simplic de a prezenta anual până la această dată un buget de venituri și cheltuieli spre aprobare proprietarului, în acest contract nu este prezentat această obligație. De asemenea, la taxa pentru suprafețele ce urmează, taxa ce urmează să fie plătită, este la 45 de ani pentru fiecare hectar, fără să se induce care unitate de timp, lunar, anual, așa mai departe. Trebuie să se prevadă la articolul 30 că această taxă va fi anual de suprafață. Nu, dar de asemenea, la articolul 36, municipiul Tuta se poate cere înscris administratorul de explicații cu privire la exercitarea dreptului de administrare și nu la managerii de beneficiari. Că pe beneficiari se poate înțelege și asociația și urmare. Mulțumesc! Domnul Arnold, deci ați amânat numărul de la 3, 4, 5, 6, 7 puncte, domnul președinte. Dar pe amânat este susținut pentru amânat sau un singur punct. Nu are rost să amendăm
proiectul ăsta de hotărâre și putem amenda întregul contract care avem cu folosirile din... Și o să, o să ia de la Secretariatul Municipiului propunerea dumneavoastră și o să analizăm și o să venim cu un nou contract pe care îl vom încheia la nivelul asociației. Suntem mulțumim, doamne președinte. Aș vrea să spuneți alocamentul. Toate șapte puncte, toate. Doamne președinte. Ne supun? Ne supun. Trebuie să fiți conștient că eu o să mă duc aceste puncte care emană de la Consiliul Tatăl Dar, că sunt prezentat într-o zi. Dar va depinde și de ce l-ați de auteori în măsura în care vor accepta, dar mi-a interesat, nu pentru acest lucru, dar se poate părăsa. D'acord, în ultima, semnatoarea acestui contract să nu știu tot, dar nu știu că nu știu, dar nu știu că nu știu altă cu altă. Deci noi dacă se vedem în formă aceasta, e o pozabil de municipiul tot, dar în această formă. Să clarificăm, fă în parte. Nu aveți dreptate aici, fiindcă singurul consort de drumul atonal care l-are acolo la
fericire, sunt trăsat de drum municipal. La un moment dat. Noi aici le-am arătat cărușașilor, le-am arătat variantele pentru a nu folosi străzile pe care vrem să le interzicem. Deci nu este, nu este o oprire a circulației. Ne-am arătat alte... Eu nu știam ce este în urmanța guvernului, spune că avizul acesta este invalid. Dar poliției rutiere este solicitat. Poliției... Și mai încep avizul comisiei de sistematizare și situația nu am considerat, nu am considerat că este, că este oportun această, acest aviz, să știți. Ar fi bine să fie să ordonanța domnului. Nu avem nimic împotriva proiectului, dar să nu ne trezim că din partea prefecturii sau protecțios este respins. Vă asigur că dacă mergem pe linia asta e cea mai bună. Deci, să votăm cine este pentru acest proiect. Împotrivă? Domnul, sigur. Bine. Deci, am de rezultat de asociația Sfârmăneștiul la o situație de la aspectul de financiare a asociației. Este un răspuns, bătaie de joc. Răspunsul lor începe așa. Acum, solicitările dumneavoastră din adresă, vă prezint următoarele. O spune capitolul 3. Este atât asociație. Asociația este un grup fără scop lucrativ, politică și non-guvernamentală, constituită în condiții de lege. Am vrea să reiterez întrebarea de lume trecute pe care doresc să se prezinte în 2009 Consiliul Local, un reprezentant al asociației și să ne prezinte situația financiară cu ultimii 4 ani. De când suntem consilier local, niciun an nu s-a prezentat nimic despre asociație. Nu știu cât de se exploatează, câți bani ei sunt, câți bani pleacă, ce cheltuieli le au. Să vă mulțumesc. Bun. Domnul Ministru, protecție, ca să nu urmă. Domnule primar, domnule președinte, dragi colegi, aș avea o întrebare la nivelul poliției locale. Mă refer în urmă cu șase ani s-a hotărât și Consiliul Local ca fiecare trecere de pietron din apropierea nivelului de învățământ să fie asistată de către un agent. Țin să atrag atenția cu trecerea de pietron, una dintre cele mai discuse pentru la grade de verde este asistată. Am solicitat domnului director și în particular acest lucru. S-a spus că este lipsă de personal. Îl înțeleg, dar totodată solicit și o evaluare a tramurilor de periculozitate din zonă și să-și dispună oamenii acolo unde se consideră că, de exemplu, Artera este aparține sau aparținut drumurilor naționale, este un sector de drum prezentat de camioane și de mașinile. Și la doua ordine vreau să informez domnului primar și aici numele comisiei numărul 3. Avem o problemă cu comisie și rog respectuos că atâta ore am discutat acest problemă și s-a rezolvat. Țin să-i arăt la cunoștință că în continuare colegii dânsului din executiv nu dau curs invitațiilor comisiei 3, care sunt tot de ei convocate. Deci și acum la ultimele ședințe de comisie nu a fost prezent niciun membru executiv.
timpului. Noi ne-am lăsat toate obligațiunile care le avem sociale, familiare, inclusiv unul dintre noi, în momentul în care nu au avut ce să lase copiii, au venit cu ei, pentru concursul să se desfășoare o activitate corectă, n-am avut nici un ajutor din partea executivului. Țin să vă aduc la cunoștință că anul acesta eu nu am văzut arhitectul șef la nicio comisie. Sunt atâtea probleme ridicate, clar, și problema ridicată de domnul Trifla, la care n-am avut punct de vedere juridic, n-am avut știut ce soluție să adoptă. În discuția care a purtat-o pe Comisia numărul 3, dorim ca pe viitor fiecare proiect de hotărâre care urmează să fie supus Comisiei să aibă înainte întregul bloc de semnături din partea executivului care ține de această problemă. Vă mulțumesc! Domnul președinte, ține, noi am încercat pe calea mediatică de atâtea ori, am solicitat, deci vă dați seama, eu am venit din Cluj pentru comisie, sunt colegi care și-au lăsat problemele de zilezei și venim și părem aici la... Domnule, mă lasă vă spun. De aici, scrie regulament. Ce poate face în chei de comisie cu sărbizată serviciilor, șefilor de instituții spirituale? N-am vrut să spun. Am avut comisia reunită și n-am văzut discutat. S-a menționat, s-a menționat. Și uitați și la ultima convocare pentru licitație. Deci am luat-o ca o aducere la cunoștință. Deci sunt numai niște chestii, nu știu cum au fost convocați pentru comisia de licitație colegii mei, dar încep mâine la ora 10 licitație. Nu se poate așa, în loc să fim contactați, câți membri are, 5 membri, domnule, ai disponibilitate, se poate, nu se poate, nu suntem angajați. Deci așa ne se impune chestia asta. Deci chiar nu putem și dumneavoastră, domnule primar, a spus consilier, știți cum se derulează aceste probleme, ne lăsăm toate problemele, încă o dată și venim, dar nu putem să fim tratați cu asemenea atitudini. Mulțumesc! Și nu, alte intervenții. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să revin o solicitare pe care am făcut-o în scris în 28 octombrie 2018 și insist să primesc răspuns la ea. Eu știu, nu, secretariatul nu știu cum am primit, dar chiar n-am primit răspuns. Abia că n-am primit nici la interpelare, ce din s-a trecut. Abia cum spunea și colegului, cum am primit răspuns. Vă rog să menționați. Și ar vrea să dați voi să spun câteva cuvinte. Mă simt obligat să adresez și mulțumim pentru civismul de care a dat dovadă, sprijinul, pentru ONG-urile din Turda și societățile care s-au implicat în modernizarea secției de ginecologie. Și aici mă refer la grupul care Turda, grupul Rotary cu Beatru Zi, Asociația Camera de Sus, Societățile ASA CONS, Centrul Rației pentru Democrație, Intervisor, Alajin, IAMSO, Neuroconstruct, Movistar și Eca de Cor. Prin exemplu, care dă și l-au dat, ne obligă și pe noi și pe alți participanți sau membri ai societății civile să încercăm să criticăm mai puțin și să punem mâna mai mult ca să facem din orașul nostru ceea ce ne dorim. Felicitări încă o dată și mulțumim pentru sprijinul acordat în reabilitarea și modernizarea secției de ginecologie. Mulțumesc! Bun, alte interpoziții, domnule consilier. Domnul primar, domnul viceprimar, să vă dragi invitați. Avem în fața voastră invitația adresată de Asociația Radici și, propun spuneam, în președinte de ședință, copiii sunt în sală, în sus atunci, se care cucită la mulțimea faptul că este de cam de vârstă. Legea spune că, legea 350 pe 2006, cu vinie, spune că tinerii să înțelege persoana cu vârsta, că sunt de 14 și 35 de ani. Legea 2018, cu faptul spune că ei copiii să înțelege persoana cu vârsta până la 18. Deci acești din sală sunt copii tine. Copii tine. Da. Destul de nemulțumiți cu un mesaj care trebuie să ne dea de gândit. Chiar
pesimismul cu care începe această invitație, pentru care vă mulțumesc niciodată că comunitatea politică nu a fost la fel de trebuie stigmatizată cum este în prezent. Vreau și continuați cu toate ce crede că tine de mine sunt tine de azi și tine de mine nu fi tine de azi. Vreau să vă spun că puterea politică nu se dă dată din tine, nu se putea nici puterea politică se ia. Trebuie să vă implicați în aceste lucruri. Vreau să vă spun că nu știu ce spun de asta la baza acestei concluzii, că din punctul noastră de vedere sunteți finalizați, că despriniți în jocul nostru, sunteți apreciați, iar privitor de planificarea din viața publică este suficient să vă uitați la membrii Consiliului Local al Formațiunii Partidului Social Democrat și veți constata că sunt cei mai tineri din Consiliul Local. Dar noi se și fac ce numai se spune. Și a făcut de făcut în 2007, în calitate de Consiliu Local, am inițiat un proiect de hotărâre de Consiliu, care a fost votat în unitate și a devenit hotărâre de Consiliu Local numărul 95/21/2007, pe care a fost înființat și de tenta municipiului. Vreau să vă spun că doar declarativ am primit sprijinul acelui respectivă din partea executivului. Am organizat pentru prima dată din partea Ministerului Timpului și Sportului Ziua Națională a Tineretului. Motiv pentru care, având în vedere deschiderea pe care unul primar este anunțată de întrebare față de tineret, îl rog să-și ia angajamentul în față Consiliului Local și în față dumneavoastră, ca anul acesta, în 2 mai, va sărbători, se va organiza manifestări dedicate Ziua Națională a Tineretului și se va respecta, în sfârșit, puterea de Consiliul Local adoptată în unanimitate, respectiv articolul 3 din Hotărârea Națională, implicarea trebuie să se desfășoare activități dedicate tinerii. În acest sens, probabil că convoca, invita toată structura asociativă de și pentru tinerii de rază municipiului local. De asemenea, sunt de acord cu afirmația că tinerii de azi vor fi tineri de mine, așa spunea și scrimoare, mă arată școala azi, va arăta societatea mine. Dumneavoastră trebuie să fiți optimiști pentru că biologii veți fi. Cei care sunt astăzi decedează, se îmbolnăvesc de drag, oricum veți fi cei care veți conduce. Problema este că, în privința sprijinului pe care trebuie să-l aveți, noi, Consiliul Local, cel puțin, suntem alături de noastră, primarul este, la prima respectivă, toți colegii mei din Consiliul Local au fost de acord cu măsurile implementate de către Planul Național de Acțiune pentru Tineret. De aceea, urez succes pentru activitatea de mâine și, în același timp, ca să mai am cuvântul de două ori, apreciez faptul că, pentru prima dată, în Consiliul Local se prezintă decizii de funcție de conturi. În respectivă, în 2013, care solicitam mai mult timp și domnul primar, primarul de atunci ne trimitea să aflăm din presă. Să aflăm din presă cum se cheltuie banul public, era inadmisibil. Ceea ce a făcut primarul astăzi este o normalitate. Noi, Consiliul Local, trebuie să știm cum s-au gestionat banul public. Din acest punct de vedere, sper că măsurile care au fost recomandate de către Curtea de Conturi să fie remediat și o astfel de practică va continua. În ceea ce privește organizarea Comisiei de Specialitate, președintele de comisie este cel care convoacă și nu executivul la ședință de Consiliul Local. Da, prezident, prețioasă. Ok. Vreau doar să vă spun că am luat imaginețe de acest hașele care a fost pusă la plecare niciodată împreună cu multe sute de acele consiliuri care nu au luat și de la plecare din astăzi 20 de ani în vârf.